Miercuri seara, în runda cu numărul 10 din Liga Națională de Handbal, echipa Universității Suceava a reușit a 5-a victorie din acest sezon, 37-21 în disputa de pe teren propriu cu CSM Satu Mare. Încurajați din tribune și de primarul Ion Lungu și rectorul USV Valentin Popa, universitarii au început în forță partida și după 10 minute conduceau cu 5-2. Aflați la primul meci oficial pe noua suprafață de joc, studenții au făcut un galop de sănătate în fața unui adversar care este candidat la retrogradare. Încurajați din tribune și de primarul Ion Lungu și rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, universitarii au început în forță partida și după 10 minute conduceau cu 5-2. Cei doi jucători de origine sârbă remarcându-se cu mai multe goluri spectaculoase. Oaspeții au contat în joc doar primele 13 minute, iar treptat universitatea s-a distanțat grație unei apărări bune și a unui portar, George Șelaru, ce a făcut din nou spectacol și a fost aplaudat la scenă deschisă de cei aproximativ 400 de suporteri. Echipa a jucat foarte bine, sigur că e o diferență de valoare între cele două echipe, dar una peste alta, jocul a curs, am avut și șansă la început, ne-am desprins repede și vreau să-i felicit pe băieții la Universitatea. Am fost în pauză la vestiare, să-i asigur de tot sprijinul meu ca primar, a primării municipiului Suceava, al Consiliului Local, împreună cu domnul consilier Prorociuc. Așa cum am spus, vrem să fim în continuare principalii finanțatori ai echipei de handbal și vrem ca această echipă să facă performanță. Mă bucur faptul că începem să intrăm într-un grafic cu aceste victorii care le-am avut în ultimul timp, în așa fel încât să ne menținem în Liga Națională în acest an și de ce nu în anii următori să ne propunem să facem mai multă performanță. Eu cred că deja este un brand CSU Universitatea Suceava în handbalul masculin românesc și trebuie doar seriozitate, sprijin din partea noastră a universității și eu cred că lucrurile vor merge bine. Sigur că ținta noastră este de a face sala polivalentă și acolo vom avea locuri, slavă Domnului. Știu că sunt mulți iubitori de handbal la Suceava și nu încap în sală. Am vrut să dau un semnal foarte clar că municipiul Suceava, primăria, sprijină sportul sucevean. Nu numai fotbalul, pentru că ce s-a întâmplat ultimul timp la fotbal este un club foarte benefic. Sigur că sprijinim Foresta, dar în același timp și clubul sportiv universitar la handbal masculin au tot sprijinul nostru și sper ca în perioada dintre cele din tur și retur se mai întărească jucătorii care au nevoie și în primăvară chiar să avem o formație consolidată. În primul rând mă bucur că au fost numai două runde la Botoșani. Mă bucur că jucăm într-o sală nouă. Ne bucurăm că primăria s-a mișcat destul de repede în această privință și avem o sală, cel puțin din punctul de vedere al suprafeței de joc, foarte bună. E bine că am inaugurat această suprafață cu un meci frumos, sigur, nu unul dintre cei mai valoroși adversari, dar am văzut că jucătorii noștri au pus suflet în tot meciul de la început și până la final. Sigur, eu ce să pot să vă spun, pot să vă spun că atât cât timp va exista universitate în orașul Suceava, va fi și echipă de handbal în orașul Suceava, dar e același drept, e adevărat că noi singuri și cu Ministerul Educației nu vom putea niciodată asigura mai mult decât un nivel de finanțare pentru o echipă dintr-o ligă secundă. Dacă comunitatea locală, dacă Consiliul Local Suceava, dacă primarul Sucevei dorește să aibă o echipă competitivă, să o aibă în prima ligă națională, în primele locuri, să jucăm din nou în cupele europene, sigur, aceasta înseamnă o finanțare suplimentară consistentă din partea primăriei. Fără această finanțare, echipa va putea fi întotdeauna menținută la Suceava, dar greu de crezut că vom putea menține prezența în Liga Națională. Antrenorul echipei de handbal masculin CS Universitatea Suceava, Adrian Chiruț, a subliniat calitățile individuale ale elevilor săi, dar și faptul că, în același timp, s-au comportat în teren ca o echipă omogenă. S-a văzut clar astăzi valoarea echipei, valoarea lor individuală. Poate așa și-au dat și ei seama ce pot scoate, într-adevăr, dacă suntem echipă și tragem toți în aceeași direcție. Îi felicit din nou și mai ales pe cei mai experimentați, cum a fost Ciubotaru astăzi, Șoldănescu în apărare, Șelaru în poartă, au tras echipa după ei, bineînțeles și ceilalți, că toți au jucat bine, dar pe aceștia vreau să-i felicit pentru că au tras echipa după ei. Și dacă vom juca așa, în continuare, vom ajunge acolo unde am spus tot timpul, la un joc bun
chiar foarte bună al echipei și putem spera la ce vrem noi. Și vreau să mulțumesc domnului primar, a fost astăzi alături de noi, cum a fost întotdeauna, astăzi a venit și la meci. Îi mulțumim pentru suprafața nouă, că e primul meci pe această suprafață. Fără... De bun augur suprafața, se pare. Da, da, se pare că e de bun augur. Și mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul pe care ne-l acordă. Fără primărie, fără consiliu și universitate nu vom reuși absolut nimic. În partida cu CSM Satu Mare, cel mai experimentat jucător al universitarilor, Florin Ciubotariu, a făcut un meci foarte bun și a marcat 9 goluri, urmat de Burlacu, 6, Șipca și Preda câte 4 goluri fiecare, Târziorul și Puljizoviț câte 3 goluri, Olariu, Petrea, Costea și Baican câte 2 goluri fiecare. Miercuri seară, în runda cu numărul 10 din Liga Națională de Handbal, echipa Universității Suceava a reușit a 5-a victorie din acest sezon, 37-21, în disputa de pe teren propriu cu CSM Satu Mare.